Un bărbat în vârstă de 64 de ani a murit după ce în cursul nopții de joi spre vineri a fost înjunghiat de către soția sa cu un cuțit. Acesta ar fi vrut să o bată cu ranga. Conform Digi24.ro, coordonatorul SMURD Iași, doctorul Diana Cimpoeșu, a declarat că bărbatul care se afla sub influența băuturilor alcoolice a vrut să își bată soția cu ranga, iar femeia a încercat să se apere. La ora 1:35 a fost primită o solicitare pentru un pacient inconștient, înjunghiat de soție în satul Bărbătești din comuna Cucuteni. Am trimis un echipaj cu auto special C2 de la Pașcani și un altul cu auto specială B2 de la Târgu Frumos. La locul solicitării au găsit un bărbat de 64 de ani, prezentând la nivelul regiunii precordiale o placă prin înjunghierea cu un cuțit. Rana era de aproximativ 2 cm. Pacientul se afla în stop cardiorespirator, a fost înjunghiat de către soție, aparent după consumul de alcool, și pe fondul unui conflict verbal și fizic, ar fi vrut să își lovească soția cu o rangă, iar aceasta a încercat să se apere, a precizat doctorul Diana Cimpoeșu, citat de Ager Press. Potrivit sursei citate, solicitarea pentru ambulanță a fost făcută de către fiul acestora, care și-a găsit tatăl înjunghiat în curte. S-au efectuat manevrele de resuscitare cardiorespiratorie, însă, din păcate, nu a răspuns manevrelor, declarându-se decesul. La locul solicitării a fost prezentă și poliția, a menționat doctorul Diana Cimpoeșu, relatează Digi24.ro.